Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața din nou. Cum ne știți, pofticioși și mereu deschiși la experiențe, suntem mereu atenți ce se mai întâmplă, pe unde se mai deschide vreo cârciumă ceva și am sesizat că a apărut o oportunitate undeva în Călăraș, cine ar fi crezut. Acolo mai multe animale de la zoo, grădina zoologică, ar fi fost tăiate, porționate, gătite și mâncate. Sacrificate. A, sacrificate. Mai spune tăiate, că sunt bravo. Păi sacrificat înseamnă, în punctul, mă rog, cum zici tu, ok. Da. Deci unii angajați susțin că animale, nu e, adică încă se cercetează, e suspect, e ceva dubios ce se întâmplă acolo, începe ca un film de groază pentru animale de la zoo. Unii angajați susțin că animalele erau porționate, făcute pachet și distribuite la diversi insideri, cum a venit. Cunoscători. Conesori, da. Dar se desfințează grădina sau ce? Nu, e foarte mare grădina, zici că e a doua din țară, este au foarte trea. Excedent de animale? Au multe, adică au la Călăraș, au leu, tigru, au hipopotam. Aștia au noroc că nu se mănâncă. Nu știi. Pe hipopotam îl cheamă Cooper, au jaguar, jaguarul e numit Leonard. Ok. Și mai au, citez, un pui de vacă scoțiană, pe nume Bretonel. Adică puiul de vacă scoțiană pentru cei pasionați de gătit se cheamă vițel. Simt că îi se pregătește un grătar. Bă, deci au un vițel la grădina zoologică. Bretonat. Cred că bretonel, da. Altfel, la zoo aici, la Călăraș, s-ar fi mâncat porc vietnamez, capră pitică, cu tot cu iezi. Porcul vietnamez nu e ăla care arată ca un pepene dungat? Nu. Ăla e porcul vietnamez, e unul negru. Da. Și mai mic, așa, înțelegi? Adică îți trebuie mai mult porc vietnamez ca să faci de o ceafă serioasă, știi? Practic... E practic porcușor. Da. Facem pomana porcului vietnamez, s-a făcut pomana porcului vietnamez la Călăraș. Aduc cinci. Întreb, știi? Da. Și ce avem azi? Păi ce să avem? Un ciolan de porc vietnamez, adă-o la mică, mă, că ăsta e mai micuț. Mă, săracu, mă, să fi mâncat porcul vietnamez. Cred că e foarte bun. Zici? Da. Și capra pitică. Cred că nu e așa gras. Capra pitică e practic ca un miel. Deci știi? Cu capra nu-s de acord. Păi da, da. Capra, știi, nici că... capra mare nu prea are cine știe ce carne. Adică nu, da. Să știi că acum în loc de miel se mai practică ied. Da. Și atunci în loc de ied au pus direct capra mică. Pentru că la dimensiuni au fost așa. Mă întreb ce ori mai fi mâncat pe acolo. Adică poate discutau, știi, te gândi, ce servim azi? Avem un ostropel de flamingo. Da. Săraci. Mă interesează. Un cotlet de pangolin dorit? Nu, că pangolin nu ar fi. Și se mai vorbește și despre furtul de furaje, pentru că, desigur, era nevoie și de garnitură. Nu cred, mă. Păi, da, păi și fibră. Adică, dar poate au mai dus acasă din pradă și o hrănesc în... N-auzi că au dat la protejați? Să mai îngrașe porcul vietnamez în ajun. Da, dar fură și furaje. Furaje, da, păi fibre. Nu poți să mănânci doar carne. Ierbivorele și le fură și mâncarea. Eu cred că, de fapt, e un dement care... Nu, domnule, are boală pe scandal mare acolo. Înțeleg, e o problemă cu direcțiunea. Se schimbă directoarea sau s-a întâmplat ceva cu directoarea. Nu știu, îi se termină mandatul, o definitivează pe post. Nu știu, directoarea grădinii zoologice susține că totul este o lucrătură politică, de fapt. Așa e, când politicienii nu se mai satură să se mănânce între ei, mănâncă atunci capre, dau la ursul Billy. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.